În ceea ce privește lucrările la sala de festivități, suntem în grafic. În această săptămână se vor finaliza aceste lucrări. Astăzi va începe montarea scaunelor și a cortinei, astfel încât putem să anunțăm deja public că sâmbătă Festivalul Național de Muzică Lucky Kids Dance își va putea desfășura activitatea în această locație nouă și, de asemenea, săptămâna viitoare se va desfășura Teatrul Național Gong, Festivalul de Teatru Național Gong, două evenimente care deja au fost programate în urmă cu mai mult timp și care se vor desfășura în Sala Mare de Festivități a Primăriei Municipiului Roman. Sunt de interes public și vor fi cu titlu gratuit. Da. Vom elabora un regulament pe care îl vom aproba la ședința ordinară de pe data de 29 martie, în care vom prevedea posibilitatea ca pentru anumite activități de interes public să se poată acorda cu titlu gratuit și pentru alte tipuri de activități să poată fi închiriată și contracostă.